Un primar PSD din județul Maramureș, devenit celebru după ce l-a catalogat drept penal pe liderul partidului Liviu Dragnea, se plânge acum că șeful Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zeta, i-ar fi tăiat fondurile tocmai pentru că a îndrăznit să-l critique pe președintele PSD. Președintele Consiliului Județean, Gabriel Zeta, care este și președintele PSD Maramureș, a început să se răzbune pe orașul Cafin, deși a fost votat cu un vot extraordinar pentru prima oară în istorie, cetățenii au votat cu peste 60% la Consiliul Județean. A început să se răzbune și a început să taie toate fondurile alocate orașului Cafnic. Dacă facem o scurtă prezentare sau ne uităm un pic în trecut, în fiecare an primăria Cafnic, Consiliul Local, primea o sumă în jur de 400.000 de lei de la Consiliul Județean pentru echilibrarea bugetului local. Acest lucru s-a întâmplat și pe vremea lui Mircea Maș, pe vremea lui Zanfir Ciceu, numai decât este domnul Zetea ne-a tăiat toate fondurile, pentru că la un moment dat mi-a spus că faptul că orașul Cafnic se dezvoltă foarte mult nu este bine, pentru că dezvoltarea trebuie să fie una mai lentă și nu așa rapidă. Primarul din Cafnic mai spune că președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, i-ar fi promis liderului partidului că ieșirea critică a edilului nu va rămâne nepedepsită. Toate aceste repercusiuni sunt de la simplu fapt că i-a promis, am auzit o discuție, că i-a promis la condamnatul penal Liviu Dragnea că îmi va tăia toate fondurile și va încerca să blocheze activitatea primăriei ca să nu ne putem dezvolta, pentru faptul că am avut curajul să luăm atitudine și să fie și un fel de exemplu pentru alți primari, că dacă careva are curajul să spună ceva împotriva partidului sau condamnatul penal, va avea de suferit. Vladimir Petruț a criticat în vara anului trecut în termeni duri marele meeting al PSD organizat în Piața Victoriei din capitală. Edilul a afirmat atunci că nu este normal ca membrii PSD din toată țara să fie duși ca animalele în București ca să-l susțină pe Liviu Dragnea. NCN și ziarul de Baia Mare.ro au încercat să obțină un punct de vedere din partea președintelui Consiliului Județean Maramureș, dar acesta nu a răspuns la telefon. Biroul de presă al forului administrativ a informat că Gabriel Zetea este plecat în străinătate și că va avea o reacție la acuzațiile care au fost aduse.